Veste rea pentru fermieri, acces redus la finanțări pentru achiziția de tractoare sau utilaje agricole prin noul PNS. O informație nu tocmai plăcută pentru agricultorii care intenționează să-și achiziționeze tractoare cu fonduri europene. Noua versiune a Planului Național Strategic 2023-2027 vine cu o reducere substanțială a bugetului destinat măsurii DR13 pentru achiziția de utilaje agricole pentru sectorul vegetal, avertizează consultanții pe proiecte finanțate cu fonduri de la Uniunea Europeană. La DR13, o măsură pe care o așteptam și chiar la sfârșitul acestui an, DR13, achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal, bugetul alocat intervenției va fi foarte mult diminuat, de la 100 de milioane vom rămâne decât cu 20 de milioane dacă se aprobă actuala versiune a PNS-ului, ceea ce nu este, să spunem, o veste bună pentru noi, pentru că de fiecare dată ne uităm la bugetul alocat. Asta înseamnă mai mulți beneficiari, bugetul reducându-se drastic. Da, într-adevăr, s-au prevăzut și niște revizuiri ale secțiunilor. Sunt lucruri de tehnicalitate care privează investițiile eligibile, astfel încât să poată fi eligibile cheltuielile cu achiziția de tractoare remorci, semiremorci tehnologice, inclusiv utilajele de cârnit pentru sectorul vitivinicol, dar nu este încurajator datorită acestui buget care este foarte redus. Din păcate însă, deși bugetul pentru măsura DR13 a fost diminuat, în noua versiune a PNS 2023-2027 nici nu mai există alte alocări, ca până acum, care să le permită fermierilor achiziții de tractoare și utilaje agricole cu fonduri nerambursabile. Explicația care a fost dată a fost faptul că fermierii au avut posibilitatea să acceseze acele fonduri care au fost lansate prin măsura 411. Sigur, s-au depus foarte multe proiecte și la acel moment, ca drept dovadă că nevoile de finanțare în agricultură sunt în continuare foarte mari. Nu este o veste bună că fondurile au fost diminuate pe această alocare. Altă alocare suplimentară nu pare să existe pentru, sau mă rog, suplimentară care să preia o parte din această pierdere, pentru că această finanțare alternativă prin administrația Fondului pentru Mediu, Rabla pentru tractoare, nu vizează același tip de beneficiari. Rabla pentru tractoare vizează investițiile foarte mici, de până la 55.000 de euro în achiziția unor tractoare, dar de capacitate mică și a unor echipamente auxiliare, dar destinată persoanelor fizice de data asta și nu SRL-urilor sau persoanelor fizice autorizate. Prin urmare, nu ar putea să reprezinte o alternativă, chiar dacă bugetul este destul de important în condițiile acestea, 500 de milioane de lei, aproximativ 100 de milioane de euro și 55.000 cel mult pentru fiecare solicitant.